Salutare, prieteni! Sunt Adrian Pârvu și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. A fost gunoier, apoi milionar de loto, după care a ajuns să ra lipi pământului. În anul 2002, prima pagina cotidienelor era ținută de gunoierul care a câștigat marele premiu la loto în Marea Britanie. Astăzi, după 20 de ani, milionarul a ajuns și trăiește de pe o zi pe alta, după ce și-a cheltuit banii pe droguri și petreceri scandaloase, scriu cei de la știrile ProTV.ro. Michael Carroll a câștigat în 2002 marele premiu la loto în valoare de 10 milioane de lire sterline, bani pe care i-a cheltuit organizând orgii și petreceri cu droguri. Astăzi, bărbatul trăiește de pe o zi pe alta, cărând saci cu cărbun și tăind lemne pentru doar 10 lire sterline pe oră. Car saci cu cărbun de 50 kg și taie lemne. Mi-am cheltuit cele 10 milioane de lire în doar 10 ani, iar acum nu am casă sau mașină. Însă, nu sunt supărat. La fel de ușor cum mi-am câștigat, așa de repede am cheltuit banii, a declarat Michael pentru The Sun. Deși muncește mult, Carol nu se plânge, ba dimpotrivă. Bărbatul a declarat că este o adevărată binecuvântare, că nu mai are grija averii uriașe. Car și câte 150 de saci cu cărbune pe zi. Viața nu se rezumă doar la bani. Știu că poate sună nebunește, dar sunt mult mai fericit de când m-am întors la muncă. Faptul că am ajuns falit a fost cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla. Dragi prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut articolul, puteți să-mi lăsați un comentariu, să-mi dați un like și să vă abonați acestei pagini. O zi frumoasă!